Bravo. Bună. Ce faci? Bună. Ce să fac? Uite aici, eram la petrecerea asta noastră de teenagers. Wow! Da, mamă, ce surpriză! Păi, scuză-mă, e florile, Ilono, și m-am aranjat în cămașă cu flori. I-a dus să vei dai cu floricele, vezi? Mamă, adică... uite, bă, ce moftic acum, că nu mi-a dat până cap. Băi, Ilona, ce să facem? Dar ce-o fi fost în cap? Am uitat total că e sărbătoare. Nu știu, poate ai fost la munca câmpului. De, nici, nu știu. Nici pește nu mi-am luat. Eu azi s-a mâncat pește, știi, da, s-a mâncat pește. Am făcut un grătar de porc. Bravo! Și eu am mâncat. Bă, cel mai bun porc e peștele. Cel mai pește bun e morc. Cel mai bun pește e peștele. Săracul, nu și-a luat pastilele, oameni. Eu sunt, deci nu mai beau alcool ca să se vadă la televizor. Așa. Servesc un par de apă minerală. Tu ce faci acolo? Că văd că faci ceva. Tragi două... Exact. E bereteaua de la sutier sau ce? Nu, e de asta, de legiu via cu ea. De să leagă araci, știi? Mhm. Și dacă tot e elastică și așa, am zis să încerc. Am văzut și eu pe tutoriale de-astea de sport acasă, știi? Aha. Fac așa de vreo două ore, dar nu se vede nimic. Pentru că știu că tu nu mai bei, dar eu cu mâna asta iau berea, știi? Da. Și atunci trebuie să am chestia asta. Să... Dar e forță în ea. Știi? Exact. Că de multe ori îmi dau pe mine, îmi scapă. Și așa... Vai de mine. Da, nu e bine. Nu e bine. Așa o duci, știi? Și bine, poți să faci mai multe cu ea. Nu știu, eu aș purta-o și ca și colier, că ai văzut că se mai poartă șocărele alea la gât. Șocăre se numesc alea, știi? Șocăre, da. Șocăre. La Giurgiu așa se zice, șocăre, a? Șocăre, că la noi se vorbește și în altă limbă, romaneză. Se zice șocăre. Păi da, când sunteți la graniță acolo. Da. Și pui șochele ca să-ți arate gâtul mai mișto. Așa, ai văzut că la unele fete arată bine chestia asta. Zici că ai gâtul înghiț, dar ele să crezi sexy. Da. Și am zis, bă, dacă tot am asta care are mai multe întrebuințări, știi? Uh-huh. Să o mai pun așa, na, ce se mai poate face cu ea, înțelegi? Am înțeles, da. E bună, nu. Și de asta mă luptam cu chestia asta, știi? Că mă doare mâna și de la sticla aia de vin de-aseară, de la paharul ăla, că eu am terminat sticla aia, știi? Păi mie spui că eu am închis crâșma la 4. Da? 4 jumate. Și am de-aia fost, zic, bă, aveam să vreau lucrare la mână, zic, bă, cred că n-am mâna lucrată pentru chestia asta, știi? Adică m-am speriat, sincer. Da, ți-ai pus un semn cumva ți-ai pus un semn de întrebare, nu? Da, și de-aia mi-am luat ăsta și zic, bă, dar mai am, să știi că am mai multe. Mm-hmm. Poți să-ți dau și ție, că e bun să-ți prind și o coadă. Pentru că acum te văd acum îmbrăcat. Da. Așa, gen Antonio Banderas. Exact. Frățioare. Adică, nu știu cum să nu ți-a dat prin cap la outfit-ul ăsta să-ți faci așa o codiță în vânt. Măi, Ilona, n-am un să ies așa aranjat, că eu m-aș aranja în fiecare zi, dai seama, că eu cămeșuțe am vestuțe, am traininguțe, am tot ce trebuie, doar că n-am un să le betalez, n-am un să etașez. Ai pantofi de lac? Eu am văzut. Am pantofi de lac de mort. Dacă am pantofi de lac, dacă mă prind o ploaie cu ei, ăia e. Dar n-am înțeles de ce ai deschis cu melodia asta dacă tu, să zicem, acum bei un par de apă. Ca idee. Păi, tocmai asta este ideea. Am deschis în antiteză. Să înțeleg că ți-e și frică un pic așa. Adică, e clar. E clar că ți-e frică. Ți-e frică pentru că ai fost văzut. Ai fost văzut cu paharul. Am fost văzut cu paharul, dar nu, dar eu am început, am început și dieta asta. Așa. Jung. Dieta Yang. Yang, da. Da, Jung. Sau Jung sau Yang. Aici are capitolul 8, purificarea. Ah, ok. Și cu asta, la capitolul ăsta ai ajuns? Eu am ajuns la capitolul 8, purificarea, și vreau să lucrez un pic pentru că până când ies din carantină eu vreau să mă fac fit. Mm-hmm. Da, vreau și să... Și tu crezi că are legătură și cu asta, cu... Alcoolul? Păi dar cum? Păi alcoolul conține o jumătate zaharul. De ce bei tu acolo? O jumătate zaharul. Păi bei bere și berea are ferment. Aia îți face pielea ca pânicica. Da, m-a dus, a fost iertat de mama lui, oameni buni.
Asta e adevărul, îmi pare rău, mie e M-a certat rușine. mama, m-a certat tata și Mi-e atunci rușine să vă spun, dar ăsta este adevărul. Deci ca să înțelegeți exact de ce nu merge emisiunea asta. Pentru că noi suntem cenzurați, noi nu putem să vorbim tot ce am vorbit. Că ne sună mama lui Marius și ne ceartă. Dar eu prost, că am pus pe Facebook, dar nu mai pun de acum neam de neamul meu, nu mai pun. Dar ce nu mă, mai astea pun pasta. Cum, dar astea trebuie șterse după ce le facem. Astea trebuie aolo. Asta e ca pierle perțioase, măi, Ilona. Dar, Marius, treaba ta, să știi că s-ar putea să ai surprize, să nu te mai primească dacă te mai duci pe la Iași, să păi, nu te mai să recunoască. Că și așa de multe ori a avut probleme când te-a mai recunoscut, că tot așa. Ai avut momente când te-ai mai la față, știi? Rotunjat, m-am mai rotunjat. Da. Da. Și săraca nu știa dacă îi fi tu, dacă na, a avut ce să mai. Da. Ai grijă. Nu, da. Nu, eu lucrez la chestia asta și vreau, uite, termin paharul ăsta de apă și după aia dacă e pun un par de vin. Păi da, mă, dar le combin, măi, Ilona. Adică nu poți trece toate trecerile astea. De exemplu, te vrei să te lași de fumat, da? Păi nu te lași de fumat dintr-o dată. Treci de la 20 de țigări la 19, după aia la 18, după aia la 17, după aia la 16. Și abia când ajungi la 1, o iei de la capăt. 1, 2, 3. Normal, înțelegi? Dar nu poți așa dintr-o dată să zici, domne, gata. Dar intri în asta, în sevraj. Și faci urât, arunci cu lucruri, faci circ, faci... Dar nimeni păi nu vrea să suporte așa ceva. Cine strip aici pe-n casă, după ce strip aici pe-n casă, cine pune la loc? Eu nu mai am bani să repar toată casa asta. De-abia am agonisit ce am agonisit. Păi, da, să zic, mai bine decât să treci până stările astea și până așa, să-ți fie foarte greu, mai bine asta e, pui mâna pe pahar când așa și gata. Norocul meu a fost că nu s-a ținut spectacolele astea, Ilona, că mâine trebuia să fiu la Iași cu Oscar și Tanti Roz. Ei, unde jucam eu copilul ăla de 9 ani, grăsuț, așa, plinuț, cu gușița aia? Unde să? Că cine mă mai credea pe mine că eram un copil bolnav? Oricum, acum, nici nu știu cât ai mai vrea să mai joci copilul ăla, că vorba aia, iartă-mă, nu te supăra pe mine, dar... Măi, Ilona, dar copilul mai lasă locul și la alți actori, Marius. Copilul e... Păi dar tu joci roluri și de copii, tu joci roluri și de babe, tu joci roluri... Păi dar lasă, domne, să mai joace și alții. Stai un pic. Nu pot, un tânăr student nu poate să joace și el un copil? Domne, cine joacă copil? Măi, poate să joace un tânăr student, poate să joace la nunți. Că uite, acolo nu mă duc, decât dacă sunt invitat. Nu sunt de acord, să știi. Îmi pare mi se pare că ești pe apucatelea, la rolul cel puțin, și nu mai poate nimeni să facă nimic de tine. Păi ce să fac, Ilona? Dacă mie mi-a ieșit ultimele, toate rolele mi-au ieșit. Și la filme, tu și la filme faci chestia asta. Eu te-am văzut, deci în filme, deci în toate filmele române. Bă, nu există, bă, să dau pe un film să nu te văd acolo. Nu există. Ilona, eu deci cu nu camera... știu cum reușești, cum faci de joci în atâtea filme. Cred că unul, ca aia, da. Un, două, maxim să zic. Și-a mai făcut un film la plămâni. Ăla da, știu pe ăla. Dar al doilea ăla... nu sună. Dar ăla de la plămâni am văzut că nu l-a băgat pe Netflix. Păi dar cine știe, poate jucai rău. Nu te-ai gândit și la asta? Ferească Dumnezeu, bate lemn. Cine știe, erai... Ce să mai... Nu știu, joc. Cred că tu cu filmul și cu astea, cu ce vrei tu să-ți faci o carieră în film. Opa, așa. Tu trebuie să iei, să vorbești, să țină cineva niște, să țină niște coaching. Niște curse de actorie poate să-mi țină. Dacă da, niște coaching, să-ți facă domnul Pavlu dacă dorește, domnul Vasleanu dacă dorește. Băi, a dorit, dar mi-a cerut mult, Ilona. Tu știi cât mi-a cerut Pavlu? Mi-a cerut favor, dar m-a uscat. Păi mai bine joc prost, așa cum joc eu, decât să dau atâția bani. Păi nu luam pe ziua de filmare cât trebuia să-i dau lui Pavlu, pe învățare. Da. Da, mă, dar odată ce înveți, după aia toate filmele o să fie cu tine. Măi, Ilona, lasă-mă că am deschis și eu la Mangalița aia și am văzut eu acolo ce fel de joc e. Că e mai mult joc de glezne decât joc de actorie. Lasă-mă că ce să... E mult de acolo, e vă 2-3 răsăriți, că nu zic, că vă 2-3 e răsăriți. Dar e unii care e petar de rău. Da, știu, știu ce zici. Adică ție nu ți-a fost rușine așa să apar lângă unii de acolo care nu era bine pe rol? Păi bai intra, bai ieșea, bai intra, bai ieșea de rol tot timpul, dar se vede pe cameră, dar eu am văzut cu ochiul liber, măi, Ilona.
Da, mă, Mariu, dar vezi, și mie mi se întâmplă să ies să intru în rol. Asta e chestia. Și nu pot să dau vina pe alții. Da, mă, Ioana, dar totuși voi ați făcut un... Ați făcut Ditai filmul, Ditai producție aproape de Hollywood. Adică mie mi se pare că e Top Gun și după aia imediat vine Mangalița. Ca, da. Ca statut, așa. Da, cam pe acolo vine, într-adevăr. Cam pe acolo vine. Cam adică mie să nu prindeți cu filmul ăsta Mangalița, să prindeți un Oscar. Noroc că nu se mai ține Oscarul. Că mi-era frică că îți dădea pentru best actress în Mangalița. Bă, da, să știi că m-am gândit și eu la asta o perioadă. Mi-a fost și frică. Deci eram pe aici până în casă și nu mă auzeam cum zic thank you very much for this prize. I want to... Stai, mă, că țineam speech-ul. Unde? Aha. Te scrie aici, ia. Marius Malone. Păi? Wow. Și l-am luat nejucând film. Păi dar dacă jucam... Ăla e copii, ăla e fals. Da-și, bă, din gură, e fals. Ăla e fals. Da-și, mă, e fals. Deci eu ziceam așa. Hello, thank you very much. Un pic walking kiss, așa, știi? Pentru că, da. Nu știu, eu când simt așa că... Te paște succesul, e jale. Da. Thank you very much for this prize. I want to thank you to Marius, who trusted me all the time, who teach me to play. Thank you to my manager. Thank you to my husband. Thank you to my life for doing a big role in the play, in the TV series. Mangalai. Păi gata, aici te tăiau, Iona, că era prea lung speech-ul. Nu mă lăsați, păi aveam și o ochie frumoasă. Ah, dacă aveai un pic mai dezgolit așa, poate că îți dădea voie să faci mai să mult. Să știi, Marius, că eu am avut o discuție și cu oamenii ăștia de la Mangalița și chiar erai la un moment dat în discuții pe niște roluri acolo, gen să faci mai multe. Lasă-mă în pace. Că tu poți să faci multe acolo. Dar adică... ce are, mă, buget? Are buget pentru mine să vin să joc câte zile să filmez? Ce mai erai în rolul principal, în am două sezoanele? Erai acolo, în cărți. Eu te-am văzut pe listă. Te-am văzut. Păi și cine m-a tăiat de pe lista aia dacă eram? Bă, sincer, eu te-am tăiat. Păi vezi de ce? Că ce, nu puteam să joc și eu asistentul la... Puteam să joc măcar asistentul la primărie sau să țin cafeaua la primar sau ce, că acolo și nu trebuia mare actorie. Apăream, luam banul și plecam. Te-am tăiat că am zis că ai multă treabă, că tu erai cu teatru. Tu ai zis că, domne, teatru, în sus teatru, nu zic, bă, omul e pe teatru, nu vine să facă rolul ăsta, știi? Dar mie mi se pare că ai pierdut mult. Mie mi se pare că ai pierdut mult. Era șansa cea mai mare, ar fi fost să ne ducem amândoi la Oscar și să ne mulțumim reciproc. Thank you. Era. Da, thank you for nu știu. Acum iată-mă că te întreb, că nu știu, că pe mine de fapt asta mă interesează. Acolo când e Oscarurile astea, când îți dă Oscarurile, e și cu bani sau doar pe statuia aia? Că dacă dorm statuia pe mine, sincer, nu prea mă... Da, mă, m-am întrebat și eu. Nu cred că e cu bani, sincer. Pe ce îți dă numai statueta aia și te trimite acasă fără niciun bani, fără nimic? Păi da, mă, dar statueta aia, tu ce poți să faci cu ea? Păi spargi nuci, ții ușa la intrare. Mai dai în cap la unul pe stradă că mor de foame, că de nu ți-au dat aia bani? Da, poți să faci, da, dar ce, deci aia știi cât de bună e să sprijini ceva pe ea. De exemplu, poți să pui bișteriile pe ea, ca și statuetă, știi? Da. Telefonul mobil. Când faci live-uri, să ai telefonul mobil pe Oscar, altfel faci live. Da, să sprijini de telefonul pe ea, corect. Și da. Foarte, foarte multe. Eu, de exemplu, nici piatra asta de la Uniter nu... N-am vrut-o. Pe mine m-a sunat multă lume de la Uniter. Multă. Cu toate rolurile pe care le-am făcut, da, eu m-a sunat. Da. Și de fiecare dată am zis, domne, nu mă mai sunați, că eu n-am nevoie de piatra aia. Piatra aia învelită cu o ață sau cum. Măi, Ilona, dar ce vorbim? Dar vorbim de ce? Vorbim de asta? De piatra aia, asta, piatra Uniter, nu? Ai, băiatule, are 1000 de kilograme, bă, băiatule. Okay. Mie când mi-a dat-o, eu am luat-o. De ce am luat-o, Ilona? Că nu o luam nici eu. Eu am luat-o că a zis că să vezi, mi-a zis doamna, ia-o și să vezi ce urmează. Am ajuns acasă, am pus-o și mă așteptam așa să întâmple ceva, adică da. Ca florile la încolțit. Să dea măcar un firicel din ea, să, la un moment dat să deschidă singură și să iasă banii sau să sune măcar, zic, alo, bună ziua, un contract, nimic. Uite, o țin, cred că am, nici nu știu ce an e, că e așa de prost făcută, că nici nu se vede anul, nici nu știu când am dat un interior. 2015, eram tânăr.
Uite, din 2015 țin cataroiul ăsta în casă și nu am avut nici cea mai mică folosință de ea. Nici cea mai mică folosință. A, odată, parcă odată, m-am invitat așa pe să jucăm tenis, n-aveam paletă și am luat cu asta. Și... Dar era grea, era grea și am pierdut meciul. Am pierdut și meciul, că numai ghinion aduce. Păi de-aia nu vreau. De-aia nu vreau. Eu caut acum să o vând. Te-a refuzat-o, te rog să mă crezi, Marius, că am refuzat-o. Eu te cred. Eu te cred. De câte ori m-a sunat, am zis, domne, nu, mersi frumos, nu. Mie piatra aia nu mă ajută cu absolut nimic. Da. Dacă era prețioasă, era o treabă. Dacă era Swarovski, dacă era Opal, dacă era, cum îi zice, de ăsta, turcoaz, cum îi zice? Mă rog, turcoaz, să zicem. Turcoaz, să zicem. Să fie o piatră prețioasă. Dintr-o rocă din aia. Să fie dintr-o rocă din aia, din alte țări și din... Dar eu când am ieșit de acolo, de la Uniter, eu am crezut că o să mă respecte toată lumea, că o să mă salute pe stradă, dar nu m-a salutat nici dracu. Mergeam pe metrou, nu mă recunoștea nimeni după piatra asta. Eu mai țineam așa, știi? Mă făceam că mă mai scarpin la cap cu ea, mai dădeam pe aici, mai făceam așa, că adică... Dar nimic, n-am nici măcar un... Nu mi-a aruncat ce întâlneam, mă, ia 10 lei, că era Uniter. Nu, am fost foarte... Nu știu, eu nu mai... Eu cred că e ultimile premii la care mai ader. Da, nu merită, crede-mă. Nu merită că... Dar voi vă spun, tu cu mangalița asta, eu zic că vă duce sus de tot. Vă duce sus de tot. Bateți tot ce ăsta... Te rog să mă crezi, Marius, că celebritatea asta la care am ajuns acum, mi-e foarte greu oricum cu ea să o duc pe picioare. De multe ori mi se face... Dar lasă, nu mai duc. Așa. Când mă duc la Mega Image, da. Sunt încolțită de fani. Băi, Marius, încolțită. Mm-hmm. Pur și simplu, mi-e greu așa, știi, să mă obișnuiesc cu gândul că sunt vedetă. Cred. Mai poți să mergi undeva la film? Toată lumea, domne, cu tare, mangalița în sus, mangalița în jos. Acum, spre norocul meu, că port mască. Că dacă nu purta mască... Vai, tu ai avut noroc cu coronavirusul ăsta că ai purtat mască, Ilona. Vai, de mine, și dacă porți masca aia ta, dar tu nu te-ai gândit că poate lumea vine să miră că ai masca de-n chilot. Și atunci poate de aia să adună jurul tău, să se uite, deci, să vadă ce... Am pus orice fel de mască. Și de aia de față, de care mai pun eu, de toate, de aia, de ten. Numai să nu mă mai agaseze oamenii, pun Mega Image. Că la un moment dat am zis, bă, m-am dus cu... Păi stai că ți-ară cum e și am eu mare. Ia te rog frumos, arată, Milona. Deci eu nu mai așez din casă. Mamă. Eu... Nu, dar așa nu să pot. Știi că ești foarte greu de recunoscut cu chestia asta. Eu altfel nu pot, înțelegi? Uh-huh. Adică eu când vorbesc cu oamenii, sunt așa, stau mai așa, mai nu știu ce, că așa fac. Și am văzut și la Holiu că se poartă. Uh-huh. Eu stau câteodată cu ei și în casă, știi? Ca să nu te recunoști tu. Da, că mă văd în oglindă și îmi dau repede un autograf pe oglindă acolo. Că îmi vine, știi? Da. Când zici acolo, te vezi în oglindă și zici, aolo, stai așa să iau pixul, să știi? Nu știu că eu n-am ajuns la statutul tău, Ilona, dacă n-am jucat în filme, nu prea am ajuns. Nu știu cum e la voi, la vedete, știi? Ba, e foarte greu, foarte, foarte greu, crede-mă. Nici nu... N-am cuvinte. Acum... Ce să zic? Ca să vreau să... Vezi că e perioada asta acum când stăm în casă, știi? Și am nevoie, eu, vezi, nu mai am haine ce să mă îmbrac acum. Mm-hmm. Vorbesc de haine de vedetă, nu de hainele mele. Că alea mele sunt hainele mele, hainele de vedetă sunt hainele... Alea stau separate. Tu ai haine, voi aveți vedetele, haine de vedete? Da, normal, alea sunt separate de dressing. Ah, uite, n-aș știu, că dacă eu am numai haine de om, normal, n-aș știu că... Nu, no, eu am... Nu, Marius, ce doamne iartă-mă, eu am dressing-ul de vedetă, care e mare, e plin, am 45 de perechi de pantofi, am... trusouri, am trusorduri, am... Dar ce dracu n-am acolo? Mm-hmm. Înțelegi? Da. Pantof de lac, pantof de piele, pantof de crocodil, pantof de lebutan, de... N-am. Ce e în dressing-ul ăla e nenorocit? Pantof de pielea șarpe, de șarpe. Da, de șarpe. Pantof de cizme de cauciuc, că și alea se poartă la vedete. Ei, bravo, dar eu chiar am văzut câteva vedete. Da, ai de-alea, UGG-uri, ai, nu? Am UGG-uri, am cizme de cauciuc de vedetă, cauciuc de vedetă, repet, nu de cauciuc, simple. Da. De-alea ordinare din piață, nu, de firmă.
Dar strumoase rău de tot. Dar sturnate pe picior, nu? Pe piciorul tău l-a turnat. Da, da, sunt făcute pentru mine, normal. Aha, personalizate. Bă, singurul lucru care îmi lipsește și asta m-a durut teribil. Să talentul? Nu, nu. Nu, că am zis că poate, nu. Nu, nu că la, dacă ești vedetă nu trebuie talent, să știi. Mi-am dat seama, așa un pic eu n-am vrut să spun, Ilona, dar eu mi-am dat seama că un pic am, la capitolul ăsta, că am scârție multe vedete. Nu? Da, mi-am dat seama că nu prea e cine știe ce asta, adică parcă, nu știu. Miroase a făcătură, miroase a făcătură la multe. Da, știu ce zic, și eu mai simt câteodată. Și când trec pe lângă ei, când mă mai duc la întâlniri de astea de vedete. Uh-huh. După aveți, întâlnirile, aveți întâlnirile voastre? Da, mă, cum? Da, cum? Da, sunt întâlnirile la cluburile astea de fițe, unde mă mai duc eu, ce mai mă. Uh-huh. Fii atent la mine. Și eu, îi simt, și că ne cheamă, unde ne cheamă să ne dea gratis, acolo, știi? Gen să postăm pe Instagram ca să ne dea gratis niște chestii, știi? Am înțeles. Niște gunoaie, niște ce ne mai dă pe acolo, că sunt niște gunoaie toate. Și... Mm-hmm. Da, da, Cătălina, o să vorbim despre asta, da, da, da. Despre nu, ce? Despre faptul că și eu m-am uitat azi, am intrat un pic, îți dai seama, mă omoră și curiozitatea și nu numai curiozitatea, dar eu, na, sunt fan Adelina și tu ești fan Adelina, am intrat azi, bă, am avut două șocuri. Unul, că eu vreau să te întreb pe tine, că dacă tu ești din lumea asta, voi când dormiți, dormiți așa machiate toate, adică arejate, gata, gata, când s-a dat camera, voi ați plecat și ați filmat? Da, sau eu cum? Da, eu așa fac, da, eu da. Nu, că și Adelina era în pat și era toată arejată, era, adică dacă îi dădeai rec, fac, o lua. Păi, dar eu așa mă culc cum mă vezi acum, machiată cu rujul roșu, cu tot, eu nu păi pot să mă trezesc, dacă n-am rujul roșu. Mă interesează cum te trezești. Dacă, tot așa, că ăsta e ruș de la care ține 24 de ore, că pentru asta s-a făcut. Înțelegi? El s-a făcut. Ai ruș de vedetă? Ca să reziste mai mult, să nu te mai demachezi. Ești, ce? E, sunt proastă să mă demachez, să zi, părăpădez rujul? Nu, tati, l-am dat și stau cu el 2-3 zile cât pot acolo, înțelegi? Mm-hmm, mm-hmm. Dar cât ține, că să mai ia pe pernă, aia e, speli mai mult, dar nu contează. Ideea e așa că eu am văzut și eu chestia asta la ea și am zis, da, bă, frate, uite, uite ce chestie. Făcea clătite, îmbrăcate elegant, așa, adică, bă, da, cum, adică mă gândesc că e foarte greu pentru voi să fiți tot timpul aranjat și să trebuiască și când sunteți în intimitatea voastră, adică bănesc că și când faceți dragoste, faceți îmbrăcat, nu? Sau cum faceți? Bă, ce-ai văzut? O muscă? Ce? Dar ce te... Nu. Fii atent la mine, că asta, la asta voiam să ajung, bă, dar nu mi-au ajuns banii, nu știu cum, Doamne iartă, m-am făcut. M-am uitat-o la ea, tot la pijamăluța aia cu albastru. Ai văzut că avea o pijamăluță albastră? Am văzut-o în una, dar mi-a curs bălile după ea. Băi, Marius, a murit pe pijamăluța aia albastră, mă, dacă poți să crezi. Bă, deci sunt fiartă pe pijamăluța aia. Uite că îmi curge și din gură. M-am gândit acum. Da, și mi-a lăsat gura apă, spun. Eu de la pijamăluță... De sata, deci vorbim aici de o pijamăluță de sata albastru, da? Satan Rafin. Aha. 300 de lei pijamăluța. Un pantalonaș curt cu un pantalonaș cu un maioaș de sata. Da? De sata. Bă, asta să prind și eu acolo pijamăluța pe stai, că e cu, cum să zic, e trademark, adică n-ai orice pijamăluță, că ea e făcută de ea, nu e croită, nu cred că e croită, știi, n-a asta să facă, dar e brandul care e cu tare, mm-hmm. Nu vreau să-i zic, mm-hmm. Că n-am primit. Bă, Marius, da, eu m-am fier pe pijamăluța aia, dar țin să te anunț că mi-a fost milă de bani. Bă, eu mi-au mâine în dinți. Te rog să mă crezi că nu pot să mă curc în seara asta fără pijamăluța aia. Nu pot. Păi aceasta a sunat în seara asta, dar mie că ori are filmări, ori are dragoste, ori are ceva de făcut. Ori gătește la... Bă, adică, na. Tu ai văzut că ea are... Că mă uitam la tine pe profil și mă uitam la ea pe profil. Că na, eu mai compar vedetele între ele, știi? Că până la urmă, na, voi sunteți cam în gura lumii. Știi? Și mă uitam la tine, vedeam acolo 30.000 de followers, e bun, nu zic nu, că na, vorba aia vedetă. Și mă uit la ea și văd 1,5 milioane. 1,5 milioane, Ilona. Te rog să mă crezi, Marius, că eu o să fac tot posibilul. Deci îmi dau lacrimile, bine că am ochelari, că altfel, Doamne, păi, iată. Da. Te rog să mă crezi să nu curgă, să nu scurge ăla. Pe ochi.
Te rog să nu mă spunge chiar ochiul, că cred că voi aveți și ochi falș. Eu o să-mi cumpăr pijamăluța asta, Marius. Îți spun sincer, din tot sufletul meu, că eu mi-o cumpăr. Măi, Lola, e 300 de lei pijamăluța, dar eu cred că o să mă ajute foarte mult. Da, la posibil. Followers, la emisiune. Eu nu mai, deci eu spun, eu nu mai intru. Deci, ce? Nu că nu mai intru. Aștept, eu fac strângere de fonduri, iau pijamăluța la DNA, eu nu intru, Marius. Am înțeles, dar trebuie să repet că nu suntem toți tâmpiți de aici. Suntem 6 de oameni care nu suntem tâmpiți, niciunii. Am înțeles. Deci tu fără pijamăluță nu mai intri. Intru. Foarte frumuță, nu mai intri. Intru, să zicem așa, că nu știu când vine pijamăluța. Eu comand, acum nu știu când o veni. Dar o să intri veni contra unei sume de, nu știu, să zic că ai intrat în live contra unei sume de cât, 50 de euro? Intru, hai să zicem, da, mă rog, da, ok. 50 de euro. Dar uite că da, euro pe euro, poate că, na. No, eu ți-am spus, trebuie să ești pe blu, așa se potrivește cu ochii mei. Bă, am murit acolo când am văzut-o, efectiv am Dacă văzut. Tu ai ochi albaștri, ia dă un pic să vedem, ai ochi albaștri ca mare, am senzația, nu? Acum sunt un pic roșii, dar albaștri păi sunt. Păi roșii de la alcool, probabil. Probabil că nu e bine ce faci cu viața ta, dar mă rog, asta e. Tu crezi că Adelina Pestițu? Ba te întreb și eu, că nu, și în fața oamenilor, că nu mă feresc de ei, că nu suntem mulți, suntem 563 de oameni. Tu crezi că Adelina, Adi, că eu îi spun Adi, tu crezi că Adi ia bea seara câte o sticlă de vin roșu, se culcă la ora 4 dimineața cu tine? Seara? Dar bea și ziua? Tu crezi că eu n-am văzut pe Instagram? Hai mă, Marius, mă, că bea și ziua. Dar își dă cu farbri să nu se vede ca la mine buhăiala de la băutură. Crezi că tu să dă cu farbri ca să nu se vede? Să nu se vede. Eu nu mă ascund. Eu nu mă ascund că beau. Dar ea bea pe ascuns, cred că. Nu știu că, dar mai pune și pe story, dar pare că bea puțin. Ea bea, uite atâta cât am eu aici, știi? Ăsta e un lichid. Ia atâta bea. Va, pune într-un păhăruț de prosecco și nu bea țărănie ca mine. Că eu, dacă mă vede Dana Budeanu, că beau bere și de sticlă. Bă, da, am vrut să spun. Am vrut să spun că... Dar să știi că eu cred că... S-a luat și de voi actorii, Dănuța, ultima dată. S-a luat de voi rău, de toți hipsterii ăștia. S-a luat de voi, de v-a făcut nespălă, v-a făcut în toate feluri. Bă, voi vedetele, de mine nu s-a luat. Că eu, dacă întreb pe Dănuța cine e Marius Manole, probabil că... Na, n-ai de o să... Cine stă? Cine stă, mă? Cine stă? Cine e Marius Manole? Băi, ești nebun, cine e fătăria asta? Dar am ajuns eu să vorbesc de Marius Manole, că ce facem aici? Noi ce facem? Vorbim de... Ai văzut că are pe cineva? Are cu care conversează, da, am văzut, da. Cine e ăsta, mă, Marius Manole ăsta? Vă știți ceva de... Marius Manole, auzi că zice de mine într-o emisiune de aia lor pe Instagram, nu știu exact. Care are 500 de followers, mă, auzi? Are, au 500 de followers. Păi te uita, mă, bă, fătăraule, te uita să vezi, bă, Manole, bă, fătăraule, uite la mine, bă, ăsta cu gâtuțul deschis așa, că văd că umbli cu cămășița aia deschis așa și cu păruțul la lung așa, că mai mult a fătăraule. Bă, fătăraule, tu ai văzut, bă, cât am eu, cât... Intră, bă, intră, știi să intri pe YouTube? Știi să intri pe YouTube? Bă, are calculator, bă, frate, știi să... Intră, bă, pe YouTube, bă. Intră pe YouTube, dă Dănuța Budeanu, doamna Dănuța Budeanu, bă, că pe tine doamna Dănuța Budeanu, da? Dă pe calculator, Dănuța Budeanu și vezi câți followers are, bă, Dănuța Budeanu, bă, răspălatule, bă, bă, artistul pește, bă. Pricăjiture, așa, da, așa ți-ar zice, bă. Da, bă, gleznișoare goale. Bă, nu am cuvinte, mă, pentru ăștia ca tine, eu n-am cuvinte, mă, băiat, n-am cuvinte. N-am, și nici n-am timp, bă, pentru tine, n-am timp. Păi la mine... Spui la... tu de mine, da? Da. Că mă îmbrac urât. De ce? De ce spui tu așa? Păi tu n-ai văzut, bă, fătălăule, ce cămăși urâte ai? Ce da, sacoure? Îți pocnește vestuța pe tine, băi, Marius Manole. Pasole, cum te cheamă? Bă, Marius Pasole. Manolea. Cred că Marius Manolea ți-ar zice ție. Da, da, da. Hai, bă, gata, hai că am pierdut mult timp, bă, o să-i spui la cameră. Hai că am discutat prea mult pe timpul meu. Hai că pe emisiunea asta iau... Hai că am făcut și reclamă în așa. Bă, Da, asta e. Bă, din păcate să termină emisiunea. Poți să crezi că se termină, că a zburat timpul care e bunul, bă, zboară timpul. Nici mi-am dat seama, Marius, deci nu mi-am dat seama. Uite, oamenii spun că astăzi sunt în formă. Da, da, eu văd că ești într-o formă. Da. Maxim. Pentru că mă pregătesc în următoarele minute, după ce terminăm această emisiune, să dau drumul la YouTube. La YouTube, pe canalul Jos Bălăria, la episodul 2 din Trollcast. Extraordinar, mamă. Deci am niște emoții. Am niște emoții, spun, am niște emoții de mi se ridică. Eu am așa un pic, sincer, dacă e să mă trebuie.
Am ca niște Da. purnicături, așa, pe șira spinării. Nu, eu îi dau drumul Marius, i-am dat, deci eu canalul ăla, să spun, peste ce să mai, în seara asta face 200.000 de abonați. Mamă, nu, Robust. dacă nu mai vrei să apari mâine în emisiune, să spui, adică eu nu mai, eu n-am Bă, probleme, pe o bune, eu să pot să, încerc să vin. Ilona, eu mă întorc la anonimat înapoi instant, eu n-am treabă, că eu sunt frate cu anonimatul, frate, deci eu nu am Intru, nicio treabă. intru, dacă așa, cu o pijamăluță de-a mea, clasică. Intru cu Copii, altă pijamăluță, mâine. ok. Nu cu pijamăluță de vedetă, că mâine cred că nu mai sunt vedetă, cred că doar azi am fost. Ah, Mâine posibil. să vedem cum mă trezesc, că uneori mă trezesc vedetă, alteori mă trezesc boschetară. Depinde cum mă prinde, Depinde cum mă cum, da. prindeți. Posibil să intru cu o pijamăluță de-a mea, da? Da. Dar tu ai mai multe pijamăluțe, bănuiesc, că nu stai. Tu stai într-o pijamăluță toată ziua, toată noaptea, toată ziua, toată viața, într-o pijamăluță? Poftim? Tu stai într-o singură pijamăluță în toată viața ta? Păi nu, eu stau în două pijamăluțe. Eu în două pijamăluțe stau. Da. Și în Înțelegi? pijamăluța ta și în pijamăluța lui. Da. Eu A. stau în ce... N-am variante. Deci eu am două pijamăluțe. Una de femeie, două de femeie. Dar eu le schimb între ele să nu se vadă că ea, știi? Că Faci două. rocada cum ar Fac veni, rocada, faci... fac bluza aia cu pantalonul ăla, că altfel nu pot, știi? Asta zic. Da. Ceva trebuie să fie nou pe tine. Da, deci... Îmi pare rău, mă, uite, am văzut mai devreme că doamna Andreea Esca ne urmărește emisiunea. Deci, sincer, îți spun că am niște emoții acum când am văzut. A, Mamă. păi da, eu închid, gata. Stai că nu, eu nu mă prezint așa, că eu dacă știam, aranjam, îmi făceam niște M-am tatuaje pe dat și gât. vedetă, își dai seama că știe că cine suntem și știe și că mințim până Ce în să finale. facem? Asta e viața. Adică și-a dat seama că e minciună la mijloc, că e vrăjeală și că ne cerem scuze. Suntem, nu Dar nici nu suntem ce mai, am zis. Nu, nici nu mai vin. eu mi-am dat ochelarii jos, că nu. Păi în condițiile Nu. astea nici nu mai spun ni banul Revolutul că mie ce să mai... Ce să mai dat? Ce... Na, nu, Mă rog. m-am blocat, sincer, că Asta am este. Deci emoții. noi mergem pe, noi mergem Sponsorizez. pe sponsorizare, doamna Andreea Isca, noi mergem pe sponsorizare. Adică spectatorii noștri, după ce se încheie emisiunea asta, ne dau bani pe Revolut și pe contul IBAN. Și cere contul, noi le dăm contul, cere Revolutul, le dăm Revolutul, care vrea pe GBP, că primim GBP, Da. primim USD, primim EUR și Da, primim primim și din mai puțin donații. RON. Da, prin donații de la 10 euro în sus, da? Da. Pentru că eu am văzut, îmi spun sincer, am văzut Marius. Da. Pe tine Deci, sinceritatea o să te omoare, Ilona. știu, știu. Eu am văzut și pe televizor emisiunea noastră. Deci există cineva dintre urmăritorii noștri care și-o pune pe televizor emisiunea. Stai Înțelegi? puțin, mai repet o dată, te rog eu fraza. Există spectatori de-ai noștri care pune emisiunea pe televizor ca A, să o pune vadă. emisiunea pentru... Așa, am înțeles. Ai Da, înțeles? acum am înțeles. Nu, că te-ai exprimat un pic la scim și m-am derutat. Iartă-mă, da. Da, nu face nimic. Bine, păi te las așa cum ești tu vedet acum și Ah, sper ca scuze, mâine da. să... Acum ieșisem din chestia aia, dar intru la loc acum, pentru că și prin casă mă duc să spăl vasele, că am o grămadă de treabă. Te Știi rog că eu am mult. făcut azi niște cartofi prăjiți cu brânză O, Leo, și bunătate. am gătit, nu, am gătit, chiar am gătit azi, mult și așa, dar mă duc vedetă jos, nu mă duc om Da. normal. Da. Ai grijă de tine, ai grijă să nu te stocărești singură pe în casă. Te rog eu mult Știi ce să-ți mi-e cu faci rău. ochelarii ăștia? Că n-am mai umblat de mult cu ei până casă. Mi-e frică să nu mă împiedic de ceva, știi? Că din cauza că ai văzut când ești vedetă, pac, îți vine din cap așa ceva și te dă la loc unde ești. Că așa vine, că Da. viața vine și îți dă o lecție și zice, bă, Da. ia nu te mai crede tu vedetă, că îți dau o palmă și mă împiedic pe scări pe aici din cauza că nu Vai, și văd aveam o la fabulă, ochelari. am uitat că aveam și o fabulă de Hai, interpretat. spune-o acum Dar în nu, o spun tatuaj. mâine, gata, nu mai e. Hai, mă!